În primul rând îi salut pe toți telespectatorii și pe, în mod special pe cetățenii municipiului Moinești. Iată, ne apropiem de finalul anului, luna decembrie și luna în care se împlinesc și 100 de ani de la centenarul Marii Uniri, la Marea Unire din decembrie 1918. De aceea, mesajul meu către moineșteni, către toți românii, este de a fi mai uniți, de a fi mai buni, de a se înțelege mai bine, de a lăsa uitării, patimile, ura și neîmplinirile și de a da mâna cu toții pentru dezvoltarea comunităților pe care le reprezintă. Dar pentru că am avut un an în care ne-am confruntat și cu multe greutăți, dar și cu unele realizări, aș vrea să amintesc câteva din aceste realizări, pentru că a fost un an al întocmirii studiilor de fezabilitate și a proiectelor pentru a deschide noi finanțări la Moinești. Am depus proiecte pe toate axele de finanțare care au apărut la Ministerul Dezvoltării, la PNDL, la Compania Națională de Investiții. Aceste proiecte astăzi sunt în lucru, avem deja contracte semnate în valoare de 8 milioane de euro, dar urmează la începutul anului următor să semnăm contracte de 28 de milioane de euro. Aceste contracte deja semnate sunt pe anvelopări, clădiri publice, pe clădiri rezidențiale, în mod special când vorbesc de clădiri publice mă refer la instituțiile de învățământ, Liceul Cobălcescu, Școala George Enescu și Școala Ștefan Lucian, dar și la o școală deja începută, Școala Alexandru Sever din cartierul Văsiești. De asemenea, avem proiecte depuse la ADR pe mobilitate urbană, un proiect foarte important pentru municipiul Moinești. Acesta face referire la construcția unor piste de biciclete, la refacerea trotuarelor din municipiul Moinești, a incintelor de blocuri, camere de supraveghere pe toată lungimea pistei de biciclete, introducerea cablurilor în subteran pe subtrotuare, dar și proiecte pentru sănătate, un proiect pe ambulatoriu de specialitate pentru dotarea cu echipamente noi în valoare de 2 milioane de euro, dar și o extindere a compartimentului de primiri urgențe prin Compania Națională de Investiții. Toată lumea se întreabă despre acea clădire din municipiul Moinești, hotel, bază de tratament, care stă așa de 29 de ani. Nu am fost indiferenți, împreună cu domnul senator Viorel Ilie și actual ministru, am făcut demersul către Agenția Națională de Locuințe. Acolo se deschide o axă, va fi introdusă în lista sinteză, construirea de locuințe pentru medici și pentru cei din sănătate, fiind o modificare a legii, prin aceea că medicii vor putea primi locuința acolo, chiar dacă au depășit vârsta de 35 de ani. Dar mai sunt și cealaltă parte a clădirii, corpul A, este depus deocamdată la Compania Națională de Investiții și urmează un aviz de la Ministerul Sănătății. Sper ca și cei de acolo să ne înțeleagă și să primim acest aviz, să putem finanța și această clădire, să o transformăm într-o bază de recuperare pe toate domeniile medicale. Suntem la sfârșit de an, vă spuneam, am avut și un an cu probleme, un an cu inundații care a distrus infrastructura rutieră. Am depus pentru asta la Compania Națională de Investiții, la Ministerul Dezvoltării pentru a reface drumurile, pentru a reface podețele rupte. Deja am refăcut 10 podețe în cartierele Văsiești și Hangani printr-o finanțare de la Guvern din Fondul de Rezervă. Spuneam că au fost distruse drumuri, de aceea Compania Națională de Investiții are deja în lista sinteză strada Alexandru Ioan Cuza, valoarea este 3.900.000 de ron și urmează strada 1 Mai, tot pentru a fi introdusă în lista sinteză. Sper ca în anul ce vine să reușim și aceste străzi să le reparăm, dar sunt și câteva străzi pentru care deja s-au semnat contracte de finanțare, strada Ieremia Grigorescu și strada Progresului, iar în proiectare acum, strada General Șova și Nicuienea. Aș vrea să fiu scurt în aceste prezentări, sper că am prins cele mai importante proiecte, nici la anul nu vom fi indiferenți în ceea ce privește, în mod special, infrastructura. Voi întocmi noi proiecte pentru străzile unde nu există asfalt, noi proiecte pentru străzile unde nu există infrastructură de apă și apă uzată. În final vreau să urez la mulți ani tuturor românilor, în mod special concetățenilor mei din Moinești, să aibă încredere că atât eu, domnul viceprimar, Consiliul Local și colegii mei din primărie ne străduim să ducem la îndeplinire ceea ce am promis în urmă cu un an și jumătate și să întocmim proiecte viabile ca cetățenii din municipiul Moinești să aibă un trai decent și un trai din ce în ce mai bun. Mulțumesc, la mulți ani, sănătate și să ne vedem cu bine!